Pesta porcină africană confirmată în Maramureș. De această dată, pe un fond de vânătoare din localitatea Ocoliș a fost depistat un mistreț mort, iar Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală din București a confirmat prezența virusului la animal. Conform procedurilor, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a stabilit un plan de măsuri. Zona infectată a fost delimitată pe o rază de 8 km și cuprinde fonduri de vânătoare de pe raza localităților Ocoliș, Săsar, Băița, Remetea și Dumbrăvița. De asemenea, în zona afectată sunt incluse localitățile Ocoliș, Coliș, Groș, Satu Nou de Jos, Satu Nou de Sus, Tăuții de Sus, Baia Mare, Săsar, Recea, Mocira, Lăpușel, Arieșul de Pădure, Coltău, Cătălina, Săcălășeni, Culcea, Posta, Chechiș, Dumrăvița, Coruia, Cărbunari. Zona tampon delimitată pe o rază de 5 km include fonduri de vânătoare de pe raza localităților Ocoliș, Săsar, Băița, Remetea, Dumbrăvița, Cicârlău, Fersic, Chioar, Mănăștur, Cavnic Plopiș, Gutin Baia Sprie și Valea Neagră. Gestionarii fondurilor cinegetice trebuie să recolteze integral mistreții prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul în termen de 60 de zile de la confirmarea virusului în zonele afectate. De asemenea, trebuie să efectueze inspecții sau patrulări cel puțin la un interval de 3 zile pentru depistarea de poci mistreți morți sau bolnavi. Autoritățile au mai stabilit să fie inventariate efectivele de poci domestici din zona infectată, iar exploatațiile de porcine din zona infectată să fie puse sub supraveghere clinică. Este interzisă circulația animalelor domestice, precum ovine, caprine, bovine sau porcine, prin incinta pădurilor, iar intrarea și ieșirea din și în pădure a persoanelor fizice și juridice care transportă masă lemnoasă, respectiv a utilajelor, se va realiza numai prin puncte stabilite de către ocoalele silvice și comunicate la a Maramureș. De asemenea, maramureșenii sunt sfătuiți să evite să intre în contact cu animalul mort.